Gator încă nu e aici, am nevoie de un ajutor pentru următorul segment acum. Tată, nu pot apărea la radio, nu am niciun fel de pregătire. Îmi pare rău să te anunț, dar în adâncul meu nu sunt persoana calmă, cool și calculată care credeai că sunt. Îmi țiu eu urechile, mă strânge pieptul, îmi trece viața prin fața ochilor. Apropo, nonda a fost minunată. Mulțumesc. Calmează-te, amice, nu te forțează nimeni în emisie. În regulă? Mersi. Ultima dată când m-a băgat tata la radio, m-am blocat și am început să plâng de stres. Mi-a luat un an să scap de porecla Lil Wawa. Intru eu în emisie. Super, haide! Deci, ce trebuie să facem? Nu trebuie să... Bine, publicul vede opțiunile 1, 2 sau 3 și va vota ce vrea să se întâmple în continuare. Actorii vor părăsi scena ca să putem pregăti alegerea voastră. Votați, vă rog! Are loc primul vot. Suntem gata, să mergem. Suntem gata, avem până și propriul salut. Bine, gata, s-a terminat votarea. Să ne întoarcem la scenă. Și acțiune! Deci, ce trebuie să facem? O să-ți placă asta. Astea sunt biletele la Beyoncé pe care am uitat să le... Hei! Mulțumesc! Ia să vedem ce e asta. După cum știți, joia ne jucăm de-a Breakfast Buffed Bonanza. În acest joc, fica mea va face cel mai grețos mic dejun posibil, iar eu chiar trebuie să-l mănânc. Ingredientele sunt chiar aici, pe tava asta. Avem maioneză, fasole verde, avem ardei jalapeno. Ăla ce e? Mâncare de pește, scoici și cosași crocanți. Ok, tu trebuie să-l repar, tu o să faci asta. Haide, hai să facem. Fasole verde. Uh-huh. Ce, ai maioneză? Da. Vai, ai maioneză! Cosaș arată bine. Cosaș. Niște pește. A, ce zici de niște scoici? Arată gustos. Da. A, da. Să o facem picantă. De fapt, chiar am mâncat un burrito cu cosaș ieri, așa că... Da, păi, o să mai mănânc încă unul și azi. Îmi pare rău. Nu-mi pare rău. Super! Orice pentru ascultători. Pentru mai multe la fel, intrați pe Disney Channel.